Cu ocazia târgului expozițional Agraria desfășurat zilele trecute la Cluj-Napoca, fermierii au avut ocazia să aducă în discuție o serie de probleme cu care se confruntă agricultura românească. Printre cei care au luat cuvântul în fața ministrului Valeriu Tabără s-a numărat și Călin Fărgaciu, președintele Asociației Fermierilor Crescătorilor de Bovine din județul Cluj, care a făcut referire, printre altele, la externalizarea serviciilor spre asociațiile profesionale. Am avut plăcerea să-l avem pe domnul ministru la ședința noastră a crescătorilor de vaci. A fost și la ședința Federației, dânsul, când, în momentul când îi lansăm invitații, le onorează, pentru că și-a dat seama că colaborarea dintre noi și minister, până la urmă, face să ca lucrurile să funcționeze, să meargă bine. Acest lucru ne dorim și noi, fermierii, să avansăm și să, în momentul când, datorită unor probleme legislative, nu să mișcă lucrurile, împreună reușim să le mișcăm. Acum, sigur, se încearcă o externalizare, au înțeles și ei după 20 de ani că trebuie ca serviciile din agricultură să fie externalizate spre asociațiile profesionale. Însă, după cum am mai spus, datorită vidului legislativ, unele lucruri nu funcționează. O problemă pe care am ridicat-o și astăzi este legată de fiscalizarea în agricultură. Pentru că tot timpul se vorbește că dacă există evaziune fiscală în agricultură, dacă se vor da subvențiile numai persoanelor juridice. Pe de altă parte, se dorește ca și persoanele fizice să ia subvenții. Atunci, domnule, trebuie să găsim o formă prin care pe cap de animal sau pe unitate de suprafață să găsim un impozit minim de bun simț, astfel încât și fermierii să fie în legalitate, de asemenea și instituțiile statului și Ministerul de Finanțe, în speță, să-și primească ceea ce este primit al statului și să fim și în concordanță cu legislația europeană. Călin Fărgaciu așteaptă ca relația cu instituțiile statului să capete o nouă dimensiune odată cu înființarea asociațiilor profesionale după modelul implementat cu succes în Occident. În ultimul timp există o deschidere a Ministerului spre asociațiile profesionale, deschidere creată de fapt de asociațiile profesionale, pentru că atât timp cât noi fermeri am fost foarte dispersați și disparați, fiecare cu ferma lui, fără a înțelege că numai într-o formă asociativă reușim să avem dialog cu instituția statului. De asemenea, și pentru instituția statului e mult mai comod să aibă dialog cu cei care vin cu toată informația din teritoriu, nefiind tehnic posibil să discute cu fiecare fermier în parte. Și atunci, în urma formării acestei asociații, care este funcțională și care reușește să aducă tot feedback-ul din ferme, ieșind în Europa în excursii cu fermierii, uite că am reușit să creăm și o cooperativă agricolă, înțelegând că cei de acolo, dacă fac de sute de ani chestia asta, înseamnă că e o chestie funcțională. În ceea ce privește înființarea camerelor agricole, poziția directorului cooperativei agricole Someș-Arieș este cât se poate de tranșantă. Ideea în sine este extraordinară, pentru că toată lumea civilizată există camere agricole. Însă noi suntem sceptici asupra modului cum se va pune în aplicare în România, pentru că toată lumea încearcă politizare, fiecare încearcă să-și promoveze oamenii din partidul lui, ceea ce e o mare prostie, pentru că aceste camere iau ființă și trebuie să fie strict a fermierilor. Eu am mai spus-o, dacă la conducerea camerelor agricole nu vor ajunge fermieri, noi vom ajunge până la urmă să boicotăm această formă de organizare în agricultură.